Părere avem ca să termine războiul. Termine. Nimeni nu dorește război, să fie pace. Da, să fie pace, să nu fie război. Că toate țările deși înainte duc lipsă de una de alta din pricina războiului. Dar ar trebui să susținem noi moral poporul ucrainean. Da, trebuie să susținem în această luptă grea. Uitați, vă avem o petiție care o trimitem către deputați și miniștri Ucrainei. Vă scriu din Republica Moldova. Să susținem lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scuciu protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Că nu a fost Ucraina, nu știu unde aveam să fim noi acum. Da. Doresc o colaborare strânsă între armatele noastre, a Republicii Moldova și a Ucrainei. Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporojia. Sunteți de acord cu această petiție? Da. Deci ne ajutați cu semnătură? Dar despre armata noastră, ce puteți să spuneți? Despre armata noastră. Avem noi armată puternic dezvoltată? Dacă ce aveți în vedere, spun de despre armata noastră. În caz de o invazie, în caz de ceva, ar putea noi să ne apărăm cu armata noastră? Văd că da, una ți-a spus pe televizor că am putea să ne apărăm. Da, e una ce spune și alta e realitatea. Adică dacă nu cunoașteți, avem 6.000 de soldați, adică în caz de ceva, și nu cred că este o armată destul de puternică. Da. Ar trebui noi să o dezvoltăm? În caz de ceva să ne putem să ne apărăm, adică să avem o armată. Dar la fel avem o petiție care o trimitem deja către deputați și miniștri ai Republicii Moldova. Așa cum avem nevoie de poliție, pompieri competenți, așa avem nevoie și de armată puternic dezvoltată. Armament profesionist, rezerviști pregătit, tineretul pregătit, cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe. Despre Elveția, ați auzit? Despre? Elveția, țara Elveția. Da. Este la fel o țară de mică, dar cu armată destul de puternic dezvoltată. Adică, și noi ar trebui să luăm exemplu de la țara dată. Da. Și armamentul să nu fie cumpărat din străinătate, dar să fie fabricat la noi, Republica Moldova. Și la fel o să mai apară și niște posturi de muncă, adică unde oamenii ar putea să lucreze. Da. Sunteți de acord și cu aceasta? Da, suntem de acord, da. Și nu se fabrică mult la noi armamente. Nu. La moment nu. Asta este, da, pe un punct pe viitor. Părere de rău că nu se fabrică mult la... Dar despre aderarea la NATO, ce puteți spuneți? NATO trebuie să participă, cum, să fim tovarăși, prieteni cu dânșii, că am privit pe televizor și spun că ei pot să ne ajute. Dar putea să ne acorde multe ajutoare. Da. Și înseamnă că sunteți de acord cu aderarea la NATO. Da. Dar despre unirea cu România? Tot sunt de acord. Adică asta este cea mai ușoară cale să ne... Da. Că dacă cunoașteți România deja face parte din NATO. Eu ascult presa și faci ca să fim... Să ne aderăm la, să aderăm la NATO. Da. Dați-vă. Dacă aderăm noi la NATO, ce o să primim? 30 de state aliate, cele din Uniunea Europeană, împreună cu SUA și Canada, apărarea colectivă în caz de atac, securitatea militară, cooperarea militară, antrenamente militare, tehnică militară modernă, armament militar modern și armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, adică o să avem parte de mari ajutor, beneficii, mare. Da, mari ajutori. Da. Yes.